Un studiu realizat de cei de la Universitatea din Yale asupra adulților în vârstă arăta că oamenii care gândesc pozitiv trăiesc mai mult cu 7 ani față de ceilalți. În timp ce un studiu din 2012 publicat în revista Aging accentuat faptul că persoanele care ating 100 de ani sunt caracterizate prin optimism și simț al umorului, atitudinea pozitivă este însă o stare de care mulți nu sunt conștienți. În mare măsură nu suntem conștienți de legătura dintre atitudine, dintre comportamentele pe care le avem, comportamentele manifeste și de comportamentele pe care le au ceilalți față de noi. Ceea ce vreau să vă spun este că există o legătură extraordinar de strânsă între aceste mecanisme. Pe de altă parte, cei care conștientizează că au o atitudine greșită nu sunt în stare să și-o schimbe și mai ales nu știu ce au de făcut. Ca să corectăm aceste lucruri, trebuie să înțelegem în primul rând ce înseamnă de fapt această legătură. Ce mecanisme generează atitudinile noastre? Care este legătura dintre atitudine și comportamentul manifest și cum ar trebui să corectăm lucrurile care nu sunt în regulă. Foarte important este să ne înțelegem pe noi și astfel vom reuși să înțelegem și atitudinile celorlalți raportate la comportamentele și atitudinile noastre. Despre atitudine și modul cum aceasta ne influențează comportamentul și viața, puteți urmări mai multe amănunte mâine seară de la ora 19:45 în cadrul emisiunii Giurgiu înainte de toate, invitat psiholog Monica Lăceanu.